Și avem instituții care sunt independente și ele adoptă decizii. Doi. Nu este prima dată când în Republica Moldova se colectează semnături. Pare că a treilea deja caz. Codul electoral prevede o normă și Constituția altă normă. Și în cazul în care Constituția prevede acumularea de semnături din jumătate de unități administrative teritoriale, înseamnă că aceasta este normă pe care trebuie să respecte toți acei care primesc dreptul de a colecta semnături pentru o problemă sau alta în baza unui referendum sau în baza unei hotărâri legi a Parlamentului. Și în cazul dat, nu e dreptul meu să dau notă acestei decizii, dar trebuie să recunoaștem că prevalează în cazul dat Constituția. Și dacă e scris acolo parmii, că nu se numai puțin 20.000 din fiecare unitate administrativă teritorială, înseamnă trebuie să respectăm norma Constituției. Fiindcă nicio instituție în stat nu are drept, nu este în drept să adopte decizii, legi, hotărâri, decrete care contravin Constituției. Ele cad foarte ușor la Curtea Constituțională.